așa, pentru că urmează niște meciuri foarte importante în campionatul european de fotbal. Pe 13 iunie, dacă știu bine, ar trebui să fie primul meci pe Arena Națională și aș vrea să știu, bună seara domnule Popescu, vreau să știu dacă s-a discutat până acest moment cum o să se desfășoare. Știu că se luaseră niște decizii preliminare cu un anumit număr de suporteri în tribune, dar având în vedere că se ridică niște restricții de la 1 iunie, ce noutăți aveți în domeniul ăsta? Da, să rămână. Decizia este luată cu ceva timp în urmă și anume de a da voie la 25% din capacitatea stadionului la meciurile din grupă și după aceea în optimile de finală. Meciurile vor fi pe data de 14, 18, 22 și 29. Am mai avut o tentativă, am propus în comitetul interministerial pe care îl coordonez ca această capacitate de la 25% să meargă către 50%, însă Comitetul Special pentru Situații de Urgență a decis să nu-și asume riscul creșterii numărului de suporteri de la 25% la 50%, deci vom avea pe Arena Națională la cele 4 jocuri doar 25% din capacitatea stadionului. Vaccinați? Testați? Am auzit declarația domnului prim-ministru din zilele trecute. Eu nu m-am apucat să vorbesc cu domnia sa. Cei de la federație sunt puțin preocupați de acest lucru, pentru că nu este o obligație pe care UEFA a făcut-o către echipele, către orașele organizatoare. Deci mi-e greu să comentez această declarație domnia sa, mi-a stat timp cât nu am apucat să stau de vorbă cu dânsul. Da, cum ar trebui, domnule doctor, să se procedeze în condițiile astea? Vorbim despre o adunare de oameni acolo. Cu atât mai mult ar trebui testați, vaccinați sau să poartă mască. Nu-mi imaginez suporterii purtând mască în timp ce strigă să susțină echipa. În primul rând, salut această coincidență formidabilă de scădere a infecțiozității virusului în România exact când vine Euro 2020. Și sper că nu e o coincidență, adică sper că e o coincidență. Așa, în al doilea rând, cei care vin din străinătate, sigur vin vaccinați, că altfel nu îi lasă să se suie în avioane. Și aici n-am avea o problemă să punem o asemenea rigoare, chiar n-ar fi niciun fel de problemă. Problema ar fi ce faci cu românii. Dacă și românii au bilete și vor să intre pe stadion, aici trebuie să dai lege. Nu obosesc să spun de nenumărate ori că guvernul trebuie să se trezească și să facă un proiect de lege pe care să-l bage în Parlament. Acum intră Parlamentul în vacanță. Că e în vacanță de nu știu când. Dacă dumneavoastră ați mai auzit că se întâmplă ceva în Parlamentul României, eu n-am mai văzut nicio știre din Parlamentul României. Există ordonanțe de urgență, cu siguranță vor da niște reglementări. Dar nu ordonanță, că e va fi neconstituțională, pentru că am derogări prin... Până se decide Curtea Constituțională... Să știți că multe ordonanțe au devenit neconstituționale după ce au fost în vigoare. Dar de ce să nu faceți lucrurile cum trebuie? Asta e adevărat. De ce să dau ordonanță de urgență, care pe urmă se dovedesc că e neconstituțională și pe urmă să plătești costuri politice, când de fapt ar trebui să faci un proiect de lege pe care să-l bagi în Parlament, în care să-și asume responsabilitatea și opoziția și puterea, dacă puterea e majoritară, dar ai un proces democratic, pe urmă vii tu guvern, tu președinte și contezi legea la CCR. Tu, de ce? Ca să fii sigur că este constituțională și avem niște lucruri făcute. Și cum se face verificarea? Nemțește, nu românește. Cum se face verificarea? Dar înainte de asta poate ne spune, Gică, câte bilete merg la români? Că de fapt de aici trebuie să plecăm. Da, o întrebare bună. Sunt împărțite. Deocamdată nu se știe cum se va redistribui acest număr de bilete, pentru că au fost un număr foarte mare de bilete cumpărate de către spectatori din România, din țările ale căror echipe vor juca la București. Probabil că va trebui ca o parte din aceste bilete să fie returnate către UEFA, iar cei care le-au plătit să primească bani înapoi, pentru că capacitatea este decât cea pe care v-am spus-o, pe 25%, de 13.200 de spectatori, restul trebuie să returneze biletele. Da. Asta e o chestie neserioasă. România e o țară neserioasă din punctul ăsta de vedere. Te afli la o aruncătură
tură de băți, de o manifestare foarte importantă pentru România, mă refer, și pentru sport și pentru fotbal, în care s-au investit, s-a făcut infrastructură și tu, cu vorba aceea, cu câteva zile înainte de asta, încă nu știi ce se va întâmpla cu acești oameni. Scuzați-mă că intervin. Dintre cele 12 orașe organizatoare, sunt două orașe care deja au renunțat. Eu cred că faptul că până la urmă guvernul a decis totul să primim 20% din capacitate este un lucru important, pentru că dacă nu am fi făcut acest lucru, ne-ar fi fost retras. Ne-ar fi fost retras organizarea celor 4 meci din cadrul Euro 2020. Așa a pățit Bilbao, care nu a vrut să dea drumul la spectatori pe stadion și s-a mutat meciurile respective la Sevilla. Deci noi suntem un oraș care și-a asumat acest risc. Federația Română de Fotbal a venit cu o propunere astfel încât un sistem de control al spectatorilor pentru a putea intra în siguranță pe stadion. Mulțumesc foarte mult, domnule Gică Popescu, mulțumesc și domnului Radu Soviani și invitaților mei din platou. Din păcate s-a epuizat timpul, urmează știrile B1 TV.